Да, друга. Да, порним репеде. La care sunteți copii? La D. 2 pe lângă x minus 0,5. 2 pe lângă x minus 0,5. Minus 3 pe lângă x plus 2. Minus 3 pe lângă x plus 2. Egal cu 7 minus 2x. 7 minus 2x. Echivalentul, doar. 2x. 2x, da. Minus... 2. 2? Da. Nu e 1? Nu. Ba da, e minus 1. De ce? E doar de două jumătăți. Două jumătăți. Dacă era acolo 4, era 2. Atunci ar fi fost 4, 5, 20. Deci 2x minus 1 egal minus... Minus 3x plus 6. Plus 6, Anca, ești de acord? Da, da, că e 3. Cu 6, nu, minus, cu de minus, nu, minus 6. Păi minus 6. Minus 6 egal cu 7 minus 2x. 7 minus 2x. Echivalent cu? 2x. Minus 3x. Minus 3x egal cu minus x. Minus x. Minus 1 minus 6. Minus 1 minus 6 minus 7. Egal cu 7 minus 2x. Echivalent cu? Le luăm din nou. Ce-i cu x într-un membru, celălalt în membru? Minus x, minus 2x. Minus x? Plus 2x. Că s-a regazul. Da. Nu? Deci minus, minus x plus 2x egal cu? Egal cu 7. 7. Plus 7. Că 7-le astea trece în partea asta, da? Era 7 aici, mai niște 7-le astea. Deci 7 plus 7. Și atunci vine echivalent? Echivalent cu... x plus 2x, 3x. Nu x plus 2x, este minus x plus 2x. X. X. Egal cu 14. 14, e terminată ești. X egal cu 14, așa va da, da? Da. Mergem mai departe. 3x plus. 3x plus. Plus 2 pe lângă x minus 1. Da. Este egal cu 4 pe lângă x plus 2. Poți să-l domnul eu? Te rog, Adi, 3x plus 2x minus 2 egal cu 4x plus 8. 5x minus 2 egal cu 4x plus 8. 5x minus 4x egal cu 8 plus 2, adică x egal cu 10. Adică x egal cu 10. Termina greșițul, alte greșițuri. Am calculat și tu. 2x minus. Da? 2x minus. Minus. 3 pe lângă x minus 2. 3 pe lângă x minus 2. Este egal cu 4 pe lângă x plus 1. Da. Minus 2x plus 2. Echivalent? Miruna, ești gata? Da, 2x minus 3x plus 6. 2x minus 3x plus 6. Egal cu 4x plus 4 minus 2x plus 2. Și egal cu minus x plus 6. Minus x plus 6 egal cu Adi? Adi? Egal cu 4x. 4x minus 2x, fără ca 2x. 2x plus... 6. 2x plus 6. 4 pe 6. Echivalent da. Cu? Echivalent cu minus x minus 2x egal cu 6 minus 6 și x egal cu 0. Așa. 0. Deci minus 3x egal cu 0. X egal cu 0 terminat. Anca, mobilizează-te și scrie ca să intri în mână. G. 5 pe lângă x minus 3. 5 pe lângă x minus 3, ești scris. Minus 2 pe lângă 2x minus 1. 2x minus 1. Este egal cu 4 pe lângă 2x minus 3. 2x minus 3. Minus 5 pe lângă x minus 2. 5 pe lângă x minus 2. Echivalent cu, Anca? 5. 5 pe căițelul tău. Nu ai ce căuta la tablă cu ochii. Ai că e tot, că ai tot acolo, ai văzut cum fac celălalt. Deci zici 5x. 5x pe lângă
Nu plânge, băi, este pe rând. 5x minus, minus 15. 15. Minus. 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 Să care? La asta la care lucrai. Cuțește. Minus. X. Păi scrie acolo. Tu te uita la mine. Deci, tu ce scrii, eu scriu, să știi. Minus 4x. X minus 2. Plus 2 este. Că minus 2 ori minus 1 plus 2. Egal cu? Egal cu 4, 8, x, minus 12, așa, minus 5, x, minus plus 10. 10. Echivalent cu? Ce se poate striga? Reduci termenul asemenea. 5x minus 4x. Nu, că se desen contrar. Un singur x. Minus 15 plus 2? Minus 13. Egal cu? În partea dreaptă. Egal cu... se reduc termenii asemenea. Hai, 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 spui. X cu minus 3... 53 x. 8 din 8, mere scas 5 mere. 3 mere. 3x. 3x plus 12 plus 10? 2. Minus 2. 2. Aha, minus 2. Semnul al de minus 2. Echivalentul. Tot ce ai cu x întropat, de celălalt se alegar doar, băi, aranjez. Vine x. X. Minus 3x. Egal cu? Egal cu 13 deci cu minus 2 echivalent cu? Echivalent cu 3x. Păi un x minus 3x face minus 2x. Minus 2x. Egal cu? 11 pe 2. Minus 11. 11. X egal cu? Minus 11 pe 2. X egal cu minus 11 pe 2. Vezi, tu te uiți mai creațel, nu stai să te uiți la mine și vezi ce scriu eu. Eu nu scriu decât ce zic testul. Mergem mai departe. 3 pe lângă x minus 5. 3 pe lângă x minus 5. Minus 2 pe lângă 2 minus x. 2 minus x. Este egal cu 9 plus 7 pe lângă x minus 3. X minus 3. A, Miruna, pornește. 3x minus 15 minus 4 plus 2x egal cu 9 plus 7x. Minus 21. Și egal cu... Echivalent cu? Echivalent cu x minus 19 egal cu... X? De unde x? Din 3x minus 2x. Dar e 3x plus 2x. 5x. 5x, da? 5x. Minus 19 egal cu... Egal cu... 7x. 7x. 9 minus 21. Cu 12. Plus 12. Minus 12. Minus 12. Minus 12. Da, te strâmb? Da. Da. Avem 5x minus 7x. Echivalent. 5x minus 7x. Egal cu 19 minus 12. 2x egal cu 7. X egal cu 7 pe 2. Nu vreau să scriu. De ce? Că e minus 2x. Pentru că este minus 2x. Pentru că e minus 2x. Păi da, 5x minus 7x. 5x minus 7x este minus 2x, nu-i da. Semnul cel mai mare. Minus 2x egal cu? X egal cu minus 7. Deci cu 7 este, da? Da. X egal cu minus 7 pe 2. Ai avut o greșeală. Trebuie să mai exercițiu 8. Care? 8. Da. Da. Mai fac. Da? Să te las puțin. Să te las puțin, corect. Deci, ești 8. Așa. Eu... Numai că n-am să scriu pe căițelul. Da, eu am terminat. Așa. Deci la 8 ne ducem, da? Da. Deci 8... 8? Ceva? Da. Sunt pe mâna X. X pe 2. Da, X pe 2.
Și la un loc încolo încep să fie frumusele chestii. Da, dar 8 de la 28, parcă nu, domnul profesor? Da, 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 8 la 28. X pe 2. X pe 2 plus. Plus. X plus 1 pe 3. Egal cu 7 pe 6. Cine vorbește? Anca. Am eu o idee. Da, tu ai o idee. Da. Și eu am o idee. Da. Poți să zic? Anca. Dacă Anca. Domnul profesor a zis Anca. Da. Bogdan. Ce vă deranjează? Hai spuneți, ne deranjează următorul. Numitorul. Și amplificăm. Pe aducem același numitor. Și îl eliminăm. Sigur, eliminăm numitorul, să facem el. Deci, poți fac eu, numitor comun 6. Numitor comun 6. 3. Da? 2 și am scăpat. 3x, da? Supra 6. Nu mai este supra, dacă am scăpat. Tocmai, l-am lăsat același numitor, îl eliminăm. Nu are rost să mai scăpat. 3x plus x plus 2. A doua cu 2 a zis. X plus 2. A doua cu 2 a zis. 2x plus 2. 2 pe lângă x plus 2. E 2x plus 2. 2 egal cu? Egal cu 7 pe 6. Pe 7? Și de, Tudor, hai să te explic. Deci tocmai asta facem. Aducem la același numitor ca să-l eliminăm. Nici nu mai luăm în considerație. Că peste tot ar fi 6 ar fi 6. 6, da. Deci nu punem nici aici 7 pe 6. Să se înțeleagă și mai bine. După ce am amplificat cu 3, fracția asta vine 3x pe 6. Ia scriu. Echivalentul. 3x pe 6. 3x pe 6. Plus. Plus. 2x plus 2 supra 6. Egal cu 7 supra 6. Și 6 peste tot, n-are rost să mai punem. Și atunci a fost 3x plus 2x plus 2, egal cu 7. Și uităm doar la numărători, da? Și zi, repede, Tudor. 3x plus 2, 5x. Da? Plus 2, egal cu 7. Da? Egal cu 7 minus 2. 2. Egal cu 5. Adică? Și x egal cu? X egal cu 1. Corect. Mergem la punctul ce? X plus 1 supra 2. B, cred că se era, nu te-o propusat. Da. B-ul. B. 2x pe 5. 2x supra 5. Plus. Plus. X minus 3 totul pe 2. X minus 3 totul supra 2. Egal cu 9 pe 10. Poți să zic eu? Da. A, toți vor acum. Eu și eu. Poftim. Eu. Cine zice, domn profesor? Anca. A, bă, frate. Hai, băi, frate, lasă acum. Numitor comun. Numitor comun 10. Da. Numai cu 2, numitor cu 5. Corect. Echivalent. Și-o să avem cu? 4x plus 5x minus 3. 5x minus? Minus 15. Da. Aha, egal cu? Egal cu 9. Da. 4x plus 5x. 9x. Egal cu? Egal cu 9. 9 minus 5. Uite, 9 plus 15, care dă? 24. Egal cu 24 supra 9. Se simplifică cu 3. Este egal cu 8 pe 3. Corect. Și zicem, x plus, ce? X, da. X plus 1, totul pe 2. Da. Plus x minus 3, totul pe 4. Plus x minus 3, 3 pe 4. Da. Egal cu 9 pe 8. Adi. Amplificăm pe a doua cu 4 și pe a doua cu 2. Stai, mă, pe a doua cu 4 și pe a doua tot cu 4. Nu, deci pe prima cu 4. Nu, tot comun 8. Da, cu 4, a doua cu 2, da? Da, și îi 4x plus 4 plus 2x minus 6 egal cu 9 și îi 6x plus 4, 4 minus 6, stai că mai avem, îi minus, ăsta cum era, minus 2, da. Și egal cu 9, da. Așa, 6x egal cu 9 plus 2, 6x egal cu 11, deci x egal cu 11 plus 6. Bravo. X plus 4, totul pe 3. Da, de, da? Da, da, x plus 4, totul pe 3, minus x plus 5 pe 2 egal cu 11 pe 6. Anca. Numitor comun. Numitor comun 6. Amplificăm pe prima cu 2, următoarea cu 3. Și 2x plus 4. Plus cât? Plus 8. Da. Egal, minus
3x plus 15. Problema complicată. Minusul ăla îl afectează și pe 5. Și e minus 3 mulțit cu 5. Da, e minus 3 ăsta din față, care am verificat, mulțit minus cu 5. Minus 3 mulțit cu 5. Deci minusul din fața fracției îl... Sau zice minus 3 mulțit cu plus 5. Minus 3 care a... Scriu așa? Da. Nu. Să scriu, nu? Minus... Nu, nu. Să subînțeleg. Pui ca și... Dacă nu... Dacă, da? Nu. Minusul... dacă nu ați înțeles așa, dă-mi voi un pic. Zic așa aici. Minus 3 pe lângă... Pe lângă cine se mulțește? Pe lângă x plus 5. Da? E minus 3-ul care s-a amplificat, minus 3 pe lângă x plus 5. Egal cu 11. Și acum vine minus 3x și minus 15. Câți ori ați înțeles? Da, ca să înțelegem mai clar. Așa, și zi am putea repede. 2x plus 8, minus 3x, minus 15, egal cu 11. Hai. 2x minus 3x. Minus x, adică? Da. Minus 1 egal... Nu, nu minus 1, minus x cu el. Vezi? Avem minus 2 cu minus 3, dar are și x după el, da? Minus x. Minus x. Și aici, plus 8 minus 15. 15 e mai mare. Semnul se pune. Semnul să fie a lui. Minus 7. Minus 7. Egal cu 11. Este egal cu 11. Minus x este egal cu... Nu mai, aduce pe minus 7 în dreapta, ca să 11 rămâne... 11 plus 7. 7, deci minus x e 11 pe 7? 18. 18. 18. 18 și x? Egal cu? 18. Cu minus 18. Minus 18 mai copii. Păi dacă a avut minus x minus 1. Cum? Ce-am, da? L-am anulat 18 așa? 18 spre minus 1. Păi, dar lăsa minus x. Păi nu există. Păi, minus x egal cu 18, x egal cu minus 8. Minus 18, da. Așa, mergem mai departe la punctul care se tem la E. Deci D-ul l-am făcut, domn profesor, la E. Se pregătește să vorbească. Bogdan, 2x minus 1 totul pe 3. Minus 1, da? Da. Da. Minus, linii fracții, x minus 2 pe 6, egal cu 7 pe 6. Numitorul comun este 6, prima modificăm cu 2. Avem 4x minus 2, minus, da, x minus 2, atenție, cu 7. Minus, în fața din difracție, la afectează și pe ăsta. Și minus cu minus, plus, plus. 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 Egal cu 7, da? Egal cu 7. Și avem 4x... Uite, minus 2 plus 2. Minus 2 plus 2. 4x minus 4x minus x, 3x. 3x. 3. Este egal, egal cu 7. 7 și x este egal, egal cu 7 pe 3. 7 pe 3. Put. Da. Zic acum. Deci e vorba de 3x minus 1 totul pe 4. 3x minus 1 pe 4. Minus, din difracții. 2x minus 3 totul pe 6. Da. Egal cu 11 pe 12. Cine conduce, domn profesor? Minus x plus 2. Și minusul ăsta e minus 1 pe lângă x minus 2. Hai, Adi! Așa, deci numitor comun 12 și prima cu 3 și a doua cu 2, da? Și o să obține minus x minus 3. Mai băie, 3x plus 1. 9x. Așa, eu 9x minus 3, da? Minus 4x, da? Plus, bravo, 6, bravo, egal, bravo, cu 11. Ăsta 5x, 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 minus 3 plus 6, plus 3, plus 3, egal cu 11, da? Deci 5x egal cu 11 minus 3, care e 8, adică x egal cu 8 pe 5. Și gata, problema. Bravo, Luțu! Mersi! Și următoarea, 3x minus 1 totul? F, G, domn profesor. G. 3x plus 2 totul pe 10, minus fracția 2x minus 3 supra 15, egal cu 17 pe 30. Deci 3x plus 2 totul
Ia uite la tablă. Cine vorbește, domn profesor? Anca. Putem amplificăm cu 3 următoarea cu 2. Așa, cu 3, într-o comun 30, da? Da? Avem 9x plus 2. Plus cât? Anca? Plus 6. 9x plus 6. Minus 4x plus... Bravo. Plus 6. Corect. Perfect. 5 x egal cu 5 și x egal cu 1. Perfect. Hai, am putea că încep să mergi cu Iulia. Trebuie să aveți încredere în voi. Puteți. Eu, un pic de atenție. Eu n-am plecat. Da. Știți, după două ore acum se simte. Da. Am început să... Pot eu? X minus 3 totul pe 4. Da? Da. X minus 3 totul supra 4. Plus X minus 7 totul pe 6. Egal cu 2x minus 5, totul supra 8. 2x minus 5, totul supra 8. Cine lucrează? Eu, profesor. Poftim, Andy, hai. Bun. Pe cel comun vreau să știu. 16. Nu. 24 ar fi. Da. Pe prima cu 6, pe a doua cu 4 și pe, cu 3. Și avem așa 6x minus 18 plus 4x minus 28. 28 și este egal cu 6x minus 15. Și avem așa 6x 10x minus 28. 46 egal cu 6x minus 15. Așa. 10x minus 6x egal cu minus 15. Nu mai am cerneală. Asta e. Da. Se mai întâmplă. Păi ne-ai creat o stare de dispoziție. Acum mai revedem. Continuă tu, Anca. Poftim. 10x minus 46 egal cu 6x minus 15 și 4x egal cu... Ce n-am zis bine? Păi dacă n-ai cerneală... Dar nu trebuie să stăm cu tine. 4x egal cu... 4x egal cu 31, x egal cu 31 pe 4. Mergem mai departe. S-a terminat tema? Da. Deci tema a terminat-o. Treceți pe pregătire, da? Da. Da. Modul din x egal 7. Acum, domnule. Da. Mergem, să treacă pe alt caiet. Da. Cu care treaba ta? Nu, nu, nu. Eu? Da. Modul de x. Modul de x egal cu 7. Da? X egal cu cine? Cine egal x? 7. Și minus 7. Așa. Minus 7. Deci rezultă x egal cu 7. Băi, nu mai fi atât de încântat, mă. Ai făcut un lucru bun? Stop. Nu, da? Trebuie să ieși în stradă să spui... Și când dai o, faci o greșeală, noi facem din asta, așa o... Mai departe. Modul din minus x egal cu 8. Minus 8. Da. Minus, minus 8. Mai minus 8? Da. Ia până la 8. Da, pe 8 de ce nu? Pe 8. Deci pune x egal cu 8, da? Și locuim. Atunci vine modul din... Minus 8 egal cu 8. Da. Corect. Hai să punem pe x. E să punem pe x minus 8. Dacă x egal cu minus 8, când înlocuim din modul din minus minus 8, minus minus face 8, egal cu modul din 8, care face 8. Deci bună, bună și 8 și minus 8. Deci și asta și asta. Deci te întrebai, păi modulul asta face, am terminat cu semnele. Da?
Deci modul din minus x e egal cu modul din x. Ia scrie acolo, modul din minus x, așa, minus x e egal cu modul din x. Nu e nicio spărare. Cum la modul x egal 7, dar plus minus 7. A, da. Și din face la fel. Altceva, modul din x minus 1 egal cu 3. Avem două posibilități. X minus 1 să fie 3 și X minus 1 minus 3. Așa, mă, X minus 1 egal cu 3 și X minus 1 egal cu minus 3. Da, pe prima o lucrăm repede. E 2, 3, 4. 4. 4. 4. Nu-i tot una, să știi. Și X-ul în cealaltă e tot 4. Mai nu. Minus 2. E minus 3 plus 1 și face minus 2. Modul din 3 minus 7x egal cu 2. Tot așa, două cazuri. Hai, hai să mai vorbească și altceva. Te rog, Tudor. 3 minus 7x egal cu 2. Sau? Sau 3 minus 7x. 3 adică aceeași. 7x egal cu minus 2. Corect. Și acum lucrăm. 3 minus 7x. Lăsăm pe minus 7x în stânga și ducem pe 3 în dreapta. Minus 7x. Minus 7x. Minus 7x. Vei cu tot cu semnul lui. Da. Egal el rămâne la el acasă. Cu ce are el egal în față? Cu 2. 2 minus 3. Da, adică? Cu minus 1. Minus 1. Și aici rezultă că x egal cu? X egal cu minus 1 pe minus 7. Minus 7. Anca n-ai înțeles. Hai să vedem, Anca. Care este acolo? Deci am zis, ce e acolo? Toate expresiile aceea, poate să fie cu fracție, poate să fie o minune. Nu ne frământă. Ea este cu plus sau minus și în dreapta. Cu plus sau minus și în dreapta. Adică 2 odată și odată minus 2. Înseamnă că între cele două bare este fie 2, fie minus 2. Și acum suntem în situație care rezolvă o ecuație banală. Ce știm? Ce e cu x într-un membru? Că l-am muncit până în momentul de față. Celălalt în membru drept. Minus 7x a rămas la el acasă, rămâne cu minus și 3 se duce în partea cealaltă minus 3. 2 minus 3 face minus 1, x egal cu 1, 1 pe 7. Hai, tu doar repede și pe asta. 3 minus 7x. Tot minus 7x. Tot minus 7x. Minus 7x egal cu minus 2 plus 3. Nu, nu. Îl are pe plus în față când se duce după el. Care e gardul? Când se are gardul? 2. Minus 2 minus rămâne 2. Și vine ăsta, dar schimbă semnul că se duce după el. Minus 2, minus 3. 3. Și minus 2, minus 5. Minus 5. Bravo. Minus 5. Și atunci rezultă că x este egal x cu? X egal cu minus 5 supra 7. Spre minus 7, tu doar. Da? Minus și atunci e 5 pe 7, da? Așa, alte ghesițiu. 2 ori. Modul? 2 ori modul din 3 minus 7x egal cu 5. Cine lucrează? Hai, Adi. Așa, 3 minus 7x egal cu 5 și 3 minus 7x egal cu nu, minus 5. Măi, de 2 ori modulul. 2 ori. A, așa a spus? Așa am zis, 2 ori modulul. Asta n-am mai auzit. 3 minus 7x să fie 5 pe 2. Deci, transcriem. Lucrăm un pic. Modul din 3 minus 7 x egal cu 5 pe 2. Modul din 3 minus 7 x egal cu 5 pe 2. 5 pe 2, da? 5 pe 2. N-ați înțeles. Nu. Păi aici, 2 ori x egal cu 5. Cu cine egal x? Modul, hai să-l luăm ca pe un x. Ca pe un a. 2 ori a egal cu 5. Cu cine egal a? Deci uitați, 5 2 ori a, nu, domn profesor, da. Egal cu 5. A, cu cine este egal? Cu 5 împărțit la 2. Cu 5 pe 2, adică ești la clasa 7, 5 împărțit la 2, la 4. 5 pe 2. 5 pe 2, da? Asta am făcut și noi aici. Modulul adică care era a toată șmecheria asta, egal cu 5 pe 2. Da, ați înțeles? Și acum sunt ceva, modul din ceva, egal cu 5 pe 2. Ați înțeles? Da. De unde rezultă că 3 minus 7x egal odată cu 5 pe 2 și alte? Ce așa, acum variantă? Din astea. Acum fiți atenți. Deci numai ăla. Numai ăsta rămâne? Atât. A, doar că l-am transcris așa. Știi paranteza aceea, că nu-i acolo de aceea. Așa și o pun aici, domnul profesor. Ăla e echivalentul. Exact. Și asta acum o pun aici. Exact. Ca și cum 3 minus 7x adică este egal cu 5 pe 2. Odată. Da. Aia tu ți-o mai abandonat? Nu cam da. Da? Bine. Și 3 minus 7x egal cu minus 5 pe
2. Minus 5 pe 2. Da, și prima o rezolvăm ușor că e minus 7 x egal cu echivalent. Minus 7 x, da, așa am zis. Minus 7 x egal cu 5 pe 2 plus 3. Minus 3 minus. A, bă, frate! Ce să fac, bă, frate, mă, bă, dar e plus! Mă, cu 3 minus 7. Păi, dar minus 7 x e al minus 7 x. Dar e al 7, mă, de-aia l-ai pus aici. Da, da. 5 pe 2 minus 3. Da, echivalent, minus 7 x egal cu, aduci la aceeași numitor în dreapta. Da, minus 1 pe 2. Vine minus 7 x. Da, minus 7 x egal cu 5 minus 6 minus 1 pe 2. Vă zis bine. 5 minus 6 pe 2 minus 1 pe 2. 5 egal cu? 1 pe 2. Dar cu minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 supra minus 7, adică ăsta acum era 7 pe 2. Nu? 7 e zis la numitor. Face 1 pe 14. 1 pe 14. Că o doimi împărțit la 7. Așa. Da? Deci 1 pe 14. Da. Plus egal cu minus, cu nu? Semnul plus. Plus. Minus pe minus face plus, da? Da. Asta una și cealaltă? A doua variantă. Minus 7 x egal cu minus 5 supra 2 minus 3. Și minus 7 x egal cu, iar amplificăm cu 2 și minus... cu cât amplificăm aici? Cu 2. Cu 2? Da. Da? Și minus 1 pe 2. Minus 5 minus 6? Minus 1 pe 2. Minus, hai mai adu-o, mai. Minus 5 minus 6. Câți prieteni mă s-a dus. Minus 11. Minus 11 pe 2. Și atunci x egal cu... 11 pe 14, nu mai stă pe gânduri, am mai vorbit odată. 7 ăla din anumitor, 7 ăla din 14. Da, Andi, așa trebuie să meargă. Un alt exercițiu. Să zicem... mai dau un pic, da? Uite, mă gândesc la modelul ăsta. Mai avansez un pic în ceea ce îmi propun eu aici. Modul din x minus 5, modul din x minus 5, egal cu modul din 7 minus 3x. Aici mai au idei? Da, eu! Zi. X minus 5 egal cu minus 7, minus, deci minus, deci se face rezultând 7 minus 3x. X minus 5 egal minus pe lângă 7 minus 3x. Da. Și o altă variantă. X minus 5 egal cu 7 minus 3x. Corect. Ca și cum ar fi un număr acela, cum a fost 2-ul. Înseamnă, de fapt, să fie cu plus minus 5 în dreapta, da? Da. Și acum mergem pe prima parte, Bogdan, și lucrăm, și vine x minus 5. X minus 5 egal cu? Egal cu minus 7 plus 3x. Echivalent, ne ducem mai departe, anca egal cu? Echivalent cu? Echivalent, spunem, nu rezultă. Că la egalități trebuie să punem obligatoriu echivalent. Așa. Ducem pe 3x în stânga și pe minus 5 în dreapta, că am făcut în seara asta, tot timpul așa. X minus 3x, da? X minus 3x, scriem asta. X minus 3x egal cu minus 7 plus 5. Echivalent cu minus 2x. X minus 2x egal cu, Adi? Cu minus 2x egal cu minus 2. Adică x egal cu 1. 1. Și mai avem o variantă, nu? Iată, o altă variantă. Cine spune? Tu. Tu. Hai. Bun. Deci avem așa, x minus 5 egal cu 7 minus 3x și avem x minus, nu, x plus 3x. Hai, x plus 3x. 3x egal cu 7 plus 5. Și avem 4x egal cu 12. X egal cu?
x 3. Deci x egal cu cât? Cu 3 și cu 1. Altă chestie. 2 modul din 5x plus 1 egal cu 2 modul din 5x plus 1 egal cu 3 modul din minus 4x plus 1. Minus 4x plus 1. Adică 5x plus 2, nu, de fapt 10x plus 2 egal cu minus 12x. A, vrei să-l bagi pe 2 în interior, da? Foarte bine. Deci la modul zici. Da. Deci îl bagi. Echivalent, da? Da, echivalent cu? Modul de 10x. Modul de 10x plus. Plus 2 egal cu modul de minus 12x plus 3. Și acum 10x plus 2 trebuie să fie egal cu minus 12x plus 3 și 10x plus 2 trebuie să fie egal cu 3 cu 12x minus 3, da? Da. Așa. Și luăm pe rând pe fiecare. Hai. 10x minus 12x plus 12 minus. Păi, mă dau la tine acum. Are minusul din față. Îl duc în partea aici. A, dar noi facem pe primul. Dar pe care vrei să-l faci, mă? Eu vreau, eu m-am dat la al doilea. Hai să lucrăm. Bine, pe primul. Deci avem așa, 10x plus 12x. Adică 22x. 22x. Egal cu? Dar nu, că mai avem. Plus. Egal cu 1. X egal cu 1 pe 22. Hai, da. Hai. Anca, la al doilea. 22. Pe 12 duce în stânga. 10x. Minus 12. 10x minus 12x. Minus 2x. Minus 2x. Egal cu? Minus 3. Minus 2. Minus 3, minus 2, minus 5. 5. Da? Da. Și x egal cu 5 pe 2. Da? Minus pe minus face plus și x egal cu 5 pe 2. Ce-am făcut în următoare? E bine, da? X egal cu 5 pe 2. Încă unul de asta, Bogdane. 7 modul din 3x plus 1. 7 modul din 3x plus 1. Numai așa trebuie băgat 7-le în interior? Așa, dar se poate și varianta în care nu-l faci. Egal cu minus 3 modul din 4x plus 1. Avem așa 21x. Păi cine sare la mine acolo și se ceartă cu minus 1? Dar modulul unde? Păi uite, este modul și în stânga și în dreapta. Păi da, dar nu introducem introducem șaptele în modul și tot cu modul să face? Da, dar dacă poți să sari la mine și te ceri pe chestii, Adi, știi cum, Miruna, fii atent, ce am dat eu pe tablă, acum merită o discuție. Dar ce o zis eu? N-am înțeles. El deci, nu zis nimic. 7 modul din 3x plus 1 egal cu minus 3 modul din 4x plus 1. Minus 3 ori modulul ăla, acolo e ceva neregulă. Neregulă? Așa, vreau neapărat să spuneți ce și cum. Mi-a plăcut, domn profesor. Eu am observat, domn profesor. Că se simplifică. Niciodată. Nu, dar minus... Nu e negativ, da. Și eu vreau să calculez. Da, o dat minus, domn profesor. N-a sărit niciunul la gâtură. Adică, ce supărare este? Ca să înțelegem bine. Poate să fie modulul nu-i valoarea absolută a numărului și pozitiv întotdeauna? Dar de ce nu? Aș vrea să apără minus 3? Eu l-am lăsat afară modulul. Da. Care-i povestea? Doar nu am pus înăuntru, nu? Miruna chiar e foarte mulțumită. Ea vrea să lucrezi. Eu, pe ziua, să văd că nu-i corect, dar nu-i. Deci, Miruna, cât este valoarea acestuia din partea stângă, ca număr? Modulul, un număr pozitiv. Întotdeauna. Și mulțim cu 7, un număr pozitiv.
egal cu, cât este asta? Ce fel de număr este? Pozitiv. Cum să fie un număr pozitiv egal cu un număr negativ? Niciodată. Când? Când este totuși? Nu știu, când e 0. Când e 0, asta. Deci de aici e obligatoriu 3x plus 1 egal cu 0. Aha, deci de acolo 3x plus 1 egal cu 0 și în același timp 4x plus 1 egal cu 0. Dacă găsim același x, deci același x de la prima și de la a doua ca să facă 0, atunci suntem fericiți. Dacă nu, nu. Deci înseamnă 3x plus 1 egal 0x egal cu minus 1 pe 3. Da? Da, cu minus 1 pe 3. Și dincolo spune că x-ul minus 1 pe 4. Și nu este posibil ceea ce am dat eu acolo. Dacă ne-ar fi dat tot minus 1 pe 3 și din stânga și din dreapta, atunci era asta soluția. Își mechere foarte tare. Că 7 ori 0 egal cu minus 3 ori 0 și atunci... 0 egal cu 0. 0 egal cu 0. Da. Deci asta ar fi o poantă pe care am strecurat pe aici. Era cât pe ce să părăsiți egiștiul. Și dacă nu scriam astea? Păi nu e rezolvarea corectă, că a spășit peste varianta lui 0. Nu l-am luat în calcul. Sigur că da. Deci autorul când a gândit egiștiul ăsta, cu capcana asta l-a gândit. Dar se vede că nu poate să fie același număr. Bine, se vede după ce faci calculul. Dacă eu prudeam acum să fi fost altceva acolo, eu aranjam același x. Și voi îl perdeați. Am să vă dau exemplu. Clar că îl pierdeam. Sigur că. Ia să vă dau un exemplu. Dar acum că ne-a spus că nu mai pierd. Bun. Hai să vă dau concret. 7 modul din x minus 2 da. Egal cu minus 3 modul din 2x minus 4. Dar nu se poate. Tocmai ce zice domnul profesor. După nu zici că nu se poate, zici asta. Echivalent cu când? Când x minus 2 este egal cu 0, se poate. Și când și, fii atent, zice și, obligatoriu și, 2x minus 4 cu domnul profesor la special, egal cu 0, ca să dei. Și atunci echivalent cu, la prima x este egal cu 2, și la a doua 2x este egal cu 4, x este egal cu 2. Și dacă avem același x, atunci asta e soluția, x egal cu 2. Adică 2 minus 2 de 0, 7 ori 0, 0, minus 3, 2 ori 2, 4, 4 minus 4, 0, minus 3 ori 0, 0. Și 0 egal cu 0, se poate. Este egalitate. De data asta... Doar pentru că ne-a dat același x, ai înțeles? Dacă... Asta e soluția. Sigur că da. X egal cu 2 este soluția. Bine, și aici ce scriem, dacă e diferit? Acolo spune imposibil. Imposibil. Da. Ecuația nu are soluție. X aparține mulțimii vitei, aș zice. Mulțimii vide. Da. Așa. X aparține mulțimii vide. Adică n-ar nicio valoare. Am mai învățat ceva tot. Da? Hai să mă mai dau încă una fără faină. Modul din 5x modul din 5x minus 3 5x minus 3, da? Uite, știu. Plus 2 modul din 10x minus 6 egal cu 0. Când? Când cel egal cu 2, 0. Adică... Adică 5x minus 3 trebuie să dea 0. 5x minus 3 trebuie să facă 0 și... Și foarte da, important. 2, și 10x minus 6, nu? 2 ori. 10x minus 6. Da, 2 ori. 10x minus 6 trebuie să fie 0. Da, 10x minus 6 să fie 0. Și 5x egal cu minus 3. Cu 3. 5x egal cu 0. Da. Și 0 egal cu 3, Miruna. X egal cu 3 pe 5. Aoleu, doamne, nu tot bună. X egal cu 3 pe 5, da. Și ce echivalent cu? 10x egal cu 6, x egal cu 6 pe 10 și x egal cu 3 pe 5. X egal cu 3 pe 5. Am găsit același x. Iată, are soluție ecuația. Are soluție. Deci x egal cu 3 pe 5 este soluția ecuației respective. Altă ieșiți eu și cu asta o să termin modulii. 2 moduri din 3x plus 1, 2 moduri din 3x plus 1, minus 7 moduri din 4x minus 3, 4x minus 3 egal cu 0.
Ali, Anca. 2x plus 1 trebuie să dea 0. Dar de ce, Adi? 3x plus 1. Dar numai e ca înainte plus, e minus. Aici, la aici, ziceți că e minus. Da, între ei. Între ei. Și-l ducem în dreapta și la egalăm. Vine 2 modul din 3x plus 1 egal. Deci echivalent cu 2 modul din 3. 2 modul din 3x plus 1 egal cu 7 modul din 4x minus 3. Și de asta am făcut. Și când? Ce? Două variante. Da, când 2 pe lângă 3x plus 1 să fie egal cu 7 pe lângă 4x minus 3. Da. Nu modul. Modul. Da. 2 pe lângă 3x plus 1. Egal cu minus 7. Minus 7 pe lângă 4x minus 3. Deci, vedeți? N-am dat-o așa. Deci n-am dat-o sub forma asta. Asta e egal cu asta, pe care ați întâlnit-o. L-am dus în stânga și am putut diferența C egal cu 0. Și acum, pe voi v-am pus, veniți, și așezat-o așa. Corect. Și asta am făcut-o, am făcut-o de teori. Asta însă e modul plus un modul egal 0? Numai dacă astea sunt. Am un 2 plus. Corect. Fiindcă e plus. Fiind minus, ce așezi tu? Deci băgați la cap, dacă e plus între ele. Amândouă atunci, pe 0, atunci obligi. Atunci obligi pe amândouă 0. Dacă e plus. Dar dacă e minus, ce așezi? Unul stânga, unul dreapta și te duci pe modelul trecut. Da? Deci asta trebuie să vă priniți atenți. Da? Eu am alergit un pic discuția aici. Da, dar ei urmează să lucreze din asta. Sigur că da, sigur că sunt capcane. Și veți ști. Sunt capcane ușor de întins și atunci te vezi descoperit. Și nu știi de ce. Așa. Mai continuăm câteva exerciții să vedem ce avem de spus aici. 2 la x plus 2 minus 2 la x plus 1 minus 2 la x egal cu 16. Deci 2 la x plus 2 minus 2 la x plus 1 minus 2 la x egal cu 16. Mă gândesc la un factor comun. De unde, dar x plus 2, de unde provine? Când se adună exponenții? O mulțire. O mulțire. 2 la x, 2 la a doua. Minus. Minus 2 la, la x, 2 la a întâia. Da. Minus 2 la x egal cu 16. Se simplifică 2 la x cu 2 la x. Da. Ce se întâmplă? Zic, zic. Se simplifică 2 la x cu 2 la x. Care, mă? Se reduc, nu? Se reduc, da. Noaptea se face asta. Dar pe la lumină, nu. La lumină, nu. Bun, Adi. 2 la x, 2 la x. Are înmulțire. Nu e 2 la x. Măi, Adi. Nu este 2 la x minus 2 la x. Ăsta e ori, ori 4. E 2 la 2. Și celălalt e ori 2. Deci ei sunt legați. Ăsta e legat de 4 și ăsta e legat de 2. Deci am aici scădere între ele. Dar observ că au un 2 la x factor comun. Toate au 2 la x. Ori așa, ori notăm 2 la x cu un a. Ca să meargă fain frumos pentru voi, pentru momentul acesta. Deci notăm 2 la x egal cu un a. Și e greșit, ce devine? Zi-mi, Adi, ce devine? Dacă în loc de 2 la x cu a, vine a ori. Ori 2 la a doua. Adică a ori 4. Da. Adică 4 a. 4 a. Minus. A ori 4 înseamnă 4 a. 4 a minus 2 a minus a. Egal cu 16. Ia să mai vedem cu o dată. Vedem dacă am înțeles. Deci, văzând că e peste tot 2 la x, notăm pe 2 la x cu un a. Cu d, cu v, cu b, cu ce vreți voi. Și atunci apare a ori 4 sau 4 a minus a ori 2, adică 2 a, minus a egal cu 16. Și ne ducem termina semna. 4a minus 2a minus a. 1a. 1a egal cu 16. În casa poate, nu frumos. Sigur că da. Și au cine era, ne întoarcem. Au era 2 la x. 2 la x, nu-i 2x.
2 la x egal cu 16. 10x egal cu 8. Cum să fie 8? 4. Păi 4, băi, până dimineața. Pentru că pe 16 scrie ca 2 la 4 și vine x, au aceeași bază, și atunci x egal cu 4. Dar nu putem să facem sticla ca 4? Deci puteam foarte bine să scoatem factor comun, așa cum spune Neela. Deci am fi aranjat. Deci aș fi vrut să lucrăm așa, 2 la x pe lângă. Sigur că da. Să ne clasa 7. Dar ei, pentru că au pășit clasa a 4-a, nu au fost pe acolo, le-am arătat și clasa a 4-a dau un factor comun și lucrăm chestia asta. Păi tocmai. Da? Și zicem 2 la x pe lângă 4, că e 2 la 2-a, minus 2 minus 1, egal cu 16. Da? 16. Și ca și cum am și rezolvat. 4 minus 2 minus 1 face 3 și vine 2 la x. Nu 3, face 1. Face 1. 2 la x egal cu 16, 2 la 4 și x egal cu... Deci rezultă că x egal cu 4. Poftim? Așa o să lucrăm următorul. Am făcut un profesor, dar v-ai explicat. Eu v-am arătat așa în ideea de a înțelege voi și mai bine. Mai vreau să mai pot așa, că nu pot să te mă bucur. Dar tot cu o să facem. 3 la nu poate, nu frumos clasa 4. 3 la x. 3 la x plus 4. Da. Minus 3 la x plus 3. Ai avut pilit când ai trecut în clasa 4. Ce? Ai avut pilit, ai avut pilit și ai trecut dintre la 3 la 5 deodată și păi și fii dacă. Da? 3 la x plus 4 minus 3 la x plus 3 minus 3 la x plus 2 egal cu 405. Poți să zic eu 2 la x ori 3 la 4 minus 3 la x ori 3 la 3 minus 3 la x ori 3 la a 2 egal cu 405. Pe 3 la x înlătăm până a. Hai mă, adus-o te rog. Bine, 3 fix factor 3 la x. 3 la x factor pe lângă 3 la 4 minus 3 la 3 și minus 3 la 2 egal cu 405. 3 la x pe lângă. Asta e 9, asta e 27 și asta e 81. 81. Și acum 81 minus 27 minus 9. Nu știu să fac în cap, dar știam la un moment dat. Cum era? Hai. Hai. Haideți clasa 7-a, haideți faceți o scădere, vă rog. În seara asta. În seara asta. Nu, no, în seara asta, nu mâine. Vă rog. 45. Da? Am zis bine? Da. Bun, măcar eu să fiu ăla care zice bine. La 405. Da. Acum 3 la x egal cu 405 împărțit la 45. Cu cine? Cu cine? 45? Da. Mai simplifică? Da. Nu știu. Tu ai calculator la mână, am înțeles. Nu. Tot prin 5. 9. Cel puțin prin 5, da? Da. 9. Bine, aici așteam și eu cu 9 ori 5, 4 și în sus, zic. Ai, nu. Mă stresez, mă fac la chestiile astea. 5 în 40 de 8 ori. Hai mă, hai, 81, mama lui. 81. Da, lucrurile de acestea elementare. Și 9 ori 9? 81. Și cât de acolo, mă? Ia se parte prin 9. Hai, 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 aduce. 3 la x egal cu 3 la x egal cu 9. 9 e 3 la a 2-a și x egal cu 2. Lasă calculatorul. Da, domnule, spune. Să zicem altul. 5 la x plus 2, totul pe 5, plus 5 la x plus 3, totul pe 5, plus 5 la x plus 4, totul pe 5, totul pe 5, egal cu 775. Deci, zicem 5 la x plus 2 pe 5, plus 5 la x plus 3 pe 5, plus 5 la x plus 4 pe 5, egal cu 775. Asta e bine, da? Da. Eu mă gândesc să eliminăm... Eu zic așa, 5 la x, ori 5 la a 2,
plus, supra 5 plus... Bun, hai să zicem. Merge pe mâna lor. Deci cât? 5 la x supra 5 la a doua. Nu, ori 5 la x ori 5 la a doua, tot supra 5. Da. Plus 5 la x ori 5 la 3, totul supra 5, plus 5 la x ori 5 la 4, totul supra 5, egal cu 7, 7, 4. 5 fără 4! Așa 5. Acum 5 cu 5 la 2. 5 cu 5 la 3. Așa. Aici rămâne la 2, aici la 1. 5 cu 5 la 4. Se gândește cum să se vezi. Da. Echivalent cu? 5 la x. Dă-mi un factor comun, te rog. 5 la x. Dă-mi un factor comun. 5 la x pe lângă. 5 la 1. Așa. 5 la 1 plus 5 la 2. Da. Plus 5 la 3. Egal cu 775. După aia, 5 la x. Ia să vedem acolo că-și fac. 5 plus 2, 5. Clasa 7, aștept și eu un răspuns de la voi. Și eu la fel. Domn profesor. 150. Faceți o adunare da, aici. Da. 150. Făcut-o eu. Deci 125 cu 25, 150 și cu 5. Ah, 155. Băi, 155. Ah, zi, tu. Da. Hai, adu-ți-o. Adu-ți-o, hai, iubitule, hai. Deci 5 la x. Ajutați-mă și pe mine. Deci 5 la x egal cu 775 plus 55, nu? 5 la x egal cu... Zice cineva? Da. Nu mai zice nimeni. 775. Împărțit la 155. Prin 5. Ia cred că merge chiar prin 155. Așa aș aștepta. 31. Și pe 5. Cred că face 5. Da, și dacă cu x-ul 1. Băi, aici ai știut. Da? X egal cu 1. Da, haide să vedem, să trecem în revistă. Ne oprim aici, că vă vom să ați două ore. Două ore de muncă și nu vă mai rezistați. Să spunem așa. Ce lucruri interesante a făcut astăzi? Ecuații. Ecuații, da. Moduli. Da, ecuații. În ghiu. Ecuații de gradul 1. Gradul 1. Ecuații de gradul 1. Probabil că există de gradul 2, când există la a doua. Noi acum nu mai de gradul 1. Apoi, semne la algebră. Am insistat foarte tare aici. Semne la algebră. Pentru că am lucrat în ghiu. Da. Da? Semne la algebră. Da. Ne-am lovit tot timpul, plus cu minus, minus cu plus, la mulțire, la împărțire, tot așa. Sper că spre sfârșit am mers. Da. Am avut acolo discutat parantezele, adică distributivitatea, distributivitatea înmulțirii față de adunare. Cum așa? Aș spune operații în Q cu fracții, când am avut acea ajutător, operații în Q. Așa. Și aș zice modulul. Modulul. Un și virgul, ecuații cu module. Ecuații. Nu așa? Ecuații în care intervine modulul acolo. Plus speculația celor. Sumă din modul egal 0, fiecare egal cu 0. Sau da, da, un modul. Da? V-am plimbat în zona aceea. Și... Cam atât. Cam astea au fost lucrurile importante. Da. Da. Cu ce ne-am ales din seara asta? Cum ne-am ales? Da? Cum au început profesorul? Eu zic, față de momentul când am debutat, era cât pe ce să opresc camera. Și zic că merg pe afară și strigă în gura mare. Nu știu semnul algebră! Nu știu semnul algebră! Da? Deci dacă vă uitați pe această lecție și vă invit să vă uitați, o să plângeți de cum v-ați prelegat la început. Eu nu plâng. Toți. Deci toți n-am fost nicio deosebire. Toți? Miruna, așa crezi tu. Pe o singură, dacă la te... început toți patru da, și tu. Da, da, da. Eram deci, așa. Dacă o singură dată ai greșit din 10 ieșiții, era tata acolo, ieșițul acela, da? Deci n-ai voie să greșești. Semnul trebuie să... Perfect știute. Dar nu se pot învăța mecanic. Totul vine în urma unei ieșițiuri.
antrenament și deodată se instalează încât nu mai greșești niciodată. N-ai voie să greșești. Dar dacă tu ai înțeles că minus 3 cu minus 5 îți datorie și trebuie să vezi datoria totală, pe minus 3 cu minus 5 fac minus 8 tot timpul. Și din somn cât te trezește cineva, tot același lucru se întâmplă. Sau de 3 ori cât e minus 2, 3 ori minus 2, adică minus 2, minus 2, minus 2, fac minus 6. Când unul e așa și unul e așa la mulțire, fac minus. Când amândoi sunt cu minus, amândoi la mulțire cu minus, adică sunt amândoi prieteni, la fel, ori cu minus amândoi, ori cu plus amândoi, fac plus. Sunt câteva lucruri pe care le-am pus acolo, le-am insistat, le-am punctat, dar încă sunt slăbiciuni. Atenție multă! Dacă vreți să înțelegeți, în weekend v-aș sfătui și insist pe chestia asta, lecțiile sunt puse pe internet, vedeți ca și cum v-ați deconecta, ca și cum v-ați recrea un pic, vedeți filme care au făcut în cursul săptămânii. Și vă auziți cum ați contribuit, ce ați zis, ce fel, nu știu ce, retrăiți lecția. Dar de fapt retrăind lecția, înseamnă că de fapt repeți încă o dată toată discuția care am avut-o aici. Da? Deci acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Cum fac foarte mulți copii care nu ne cunosc, am mai spus-o și altă dată, peste ani, când timpul se va așterne și eu nu mai fi, noi voi mai fi, voi veți avea bucuria să spuneți așa. Nu cred, domn profesor. Noi am fost la prof online, noi am stat de vorbă cu el. Și uite, mama, ce profe eram. Voi care nu știți despre ce este vorba, da? Voi nu știți vorba, noi am stat chiar cu el acolo. Asta, da. Da? Deci este o chestie, pare o chestie pe care voi acum nu realizați, dar acest lucru va fi formidabil de important pentru voi mâine, dacă veți înțelege. Și copiii voștri se vor uita pe lecții și o să zică, mamă, dar ce proastă era. Da, da, multe, de multe ori repeti asta, așa, ca să fac asta. Mamă, ce proastă. Băi, tată, dar erai ramază. Asta e. Să mai întâmplă. Fica, acum am un moment. Era prea obosit. E un moment de... Aveam testul de vorbă. Aveam testul de vorbă. Este un moment de ăsta, de sinceritate. Trebuie să vă spun că am întâlnit o situație de asta. Deci, fetița era în clasa a 7-a, dacă nu mă amintesc eu bine, și... sau 8-a, nu mai este exact. Și acum, mama disperată, mă rog, a ajuns la mine, a stat de vorbă cu ea, cu fetița, și ea îmi spune așa, domn profesor, știți ce fac? Mă duc în bucătărie și plâng. Plâng de durere, că am făcut liceu și eu. Nu știu nimic. Nu știu nimic, și groaznic. Și mama, nu am niciun pic de autoritate în fața fetei. Corect. Știi ce spune fata? Zice așa, mamă, lasă-mă în pace, dar tu... Lasă că ai școală degeaba. Te duci la școală, nu știi nimic. Deci mai slabă ca mine. La ce te duci acolo? Deci, vedeți? Este o chestie formidabilă de importantă aceea ca să nu trecem prin școală chiar așa fără să lasă nicio urmă asupra ta. Sunt absolvenți de liceu, eu știu foarte mulți, care, v-am spus, nu știu, 1 pe 2 plus 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1 pe 2, fac 2 pe 4, v-am mai povestit, am lăsat 8 corjeți. 8 elevi care nu au intrat în ora bacalaureat din cauza asta. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Deci, dacă asupra ta școala nu lasă nicio urmă, e păcat de efortul acela de a te fi scolat de fiecare dimineață, te duci acolo și pierzi timpul. Părinte, duci pachetelul de acasă, cu ce rost? Mâine, așa cum a spus Mihaela, mâine, copiii voștri, uitându-se la film, da. Să vă spun, zic, mă, lasă-mă în pace. Băi, mamă, mă lași și barzele. Da. Era barzele în început. Da. Măi, mamă, dar vorbeam de tine, puiule. Vorbeam în general, de tot. Da. Te-a mulțumit. Da. Eu mă autocaracterizez pe aici. Eu îl fac și mi-a ne oprim, aici. La revedere, dragilor. Pe mâine. Eu vorbesc. La revedere.